Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM. Weekend cu sărbătoare, nu? Weekendul ăsta, Rusalile, luni, a doua zi după Rusalii, zi liberă, evident, ca să-ți rezolvi mahmureala. Problema e că o să fie vreme foarte proastă, cel puțin în partea asta de țară, înspre București, încoace. Primăria chiar a suspendat proiectul Străzi Deschise din Horaș. În weekend a fost suspendat din cauza vremii. Un singur traseu rămâne pietonal, pe Calea Victoriei. Luați-vă bărgi, dacă vreți să ieșiți totuși, conform meteorologilor, acum citez din Buletin de București, pentru acest sfârșit de săptămână în capitală sunt prognozate vijelii și ploi torențiale. Dar cât de vijelii? Asta este întrebarea și noi avem aici un interes particular. De asta am sunat, să ne rezolvăm în direct la radio, că vrem să facem și noi un grătar luni. Și în preajma Bucureștiului ne-ar interesa. Adică nu numai în București. Dar după emisiune, ca să știți că noi venim și luni, venim, dar asta e folosindu-ne influența, pilele și relațiile, am sunat la Institutul de Meteorologie. În direct, cum ar fi. Da, în direct. Practic, asta e, facem un mic trafic de influență. Meteorologul Silviu Grigore, prietenul nostru, în direct. Salut, Silviu. Neața, Silviu. Bună dimineața vouă și ascultătorilor Europa FM. Silviu, deja puțin... Ce fac ăștia, mă, trafic de influență cu mine aici? Silviu, nu, acum oficial, spune-ne... Cum o vezi? Da, cum o vezi cu vremea... Pe cere, nu? Cum? Da, pe cere, da. Cum o vezi cu vremea în weekendul ăsta? Că sunt foarte mulți oameni care se bazau pe voi ca să aranjați o vreme frumoasă, să plece și ei la un grătar, la un mic, la o mare, la ceva, la un munte și uite ce ați făcut. De ce? A trebuit să se bazeze pe... cunoștințele, pe știința și pe capacitatea de prognoză, nu pe influență, să spunem așa. Dar, într-adevăr, vine un weekend cu instabilitate atmosferică accentuată, chiar foarte accentuată, temporar, în multe zone ale țării, dar, ascultându-vă comentariile înaintea intervenției mele, aș putea să remarc un lucru, acela că decizia de a face un grătar luni este probabil cea mai bună în această perioadă, pentru că vremea va fi ceva mai favorabilă luni. Până atunci însă, începând de astăzi și până duminică inclusiv, într-adevăr, vor fi perioade sau intervale cu instabilitate atmosferică foarte accentuată. Astăzi, mai ales în zonele extracarpatice din sud și est, bineînțeles și în zonele montane, după amiază și spre seară, această instabilitate atmosferică înseamnă dezvoltarea norilor convective, acei nori de furtună, care vor determina averse, descărcări electrice, intensificări ale vântului, izolat, condiții de grindină și vijelii, chiar și cantități de apă mai importante, izolat chiar peste 15, 20, chiar 25 de litri pe metru pătrat și n-ar fi exclus, așa cum se întâmplă de foarte multe ori, în intervale scurte de timp, cantitățile de apă să fie chiar mai mari, iar peste 40 de litri pe metru pătrat. Silviu, mâine, stai așa, te întreb, dacă ar fi să fie, că nu știu ce obiceiuri de călătorie ai, dar dacă tu ai fi, să zicem, pasionat de plecat, nu știu, cu cortul, cu rulota, în weekendul ăsta ai plecat pe undeva în România cu cortul? Cu cortul în niciun caz. În niciun caz. Cu rulota depinde unde există spațiu și facilități de campare, dar mare atenție în zonele montane. Da. Foarte mare atenție, pentru că acolo ați văzut evenimentele meteorologice au o intensitate și o frecvență mai mari și în acest context sper să nu apară multe știri cu privire la problemele apărute în acest context. Și n-aș vrea să trecem rapid peste ziua de mâine, pentru că mâine vor fi pe areale chiar mai extinse astfel de fenomene, respectiv ploi torențiale, fenomene orajoase, așa cum le numim noi, adică tunete, fulgere, izolat, căderi de grindină, vijelii, și capitala nu va fi ocolită de fenomene precum ploi, caracter de aversă, poate chiar mai însemnate cantitativ, intensificări ale vântului, așadar... Puțină atenție în ceea ce privește evoluția vremii și puțină atenție sau mai multă atenție la ceea ce înseamnă avertizări transmise de către Administrația Națională de Meteorologie, n-ar strica. Mm-hmm. Dar unde o să fie? Unde o să fie? O să fie pe undeva ok ca vreme așa în Spania? În parcursul zilei de mâine, apropo de weekend, puține zone vor fi cele în care nu va ploua. Mm-hmm. E adevărat că în condiții de instabilitate atmosferică aceste precipitații nu cad pe areale extinse în același timp și cu intensitate considerabilă, ci evident intensitatea este una variabilă, așa cum se întâmplă în contextul în care acești nori de furtună se dezvoltă din loc în loc, să spunem. Silviu,
Spune-ne și nouă, te rog, uite un sfat pentru ascultătorii noștri. Atunci când noi ne uităm pe aplicația din telefonul mobil de meteo și vedem că într-o zi sunt 80% șanse de ploaie, dar temperatura rămâne foarte ridicată, cum ar fi duminică și luncă sunt 28 de grade la București și 80% șanse de ploaie. Putem traduce asta prin ploi scurte și nu prin ploaie abundentă? În sensul că dacă nu se răcește atmosfera, înseamnă că nici nu va ploua foarte mult, ci vor fi ploi eventual torențiale de scurtă durată? Există anumite condiții. Următoarea situație: se încălzește în prima parte a zilei, atunci când, evident, temperatura crește semnificativ și urmarea creșterii temperaturii, a prezenței umezelii în atmosferă și a instabilității atmosferice, adică a celor condiții care permit ascensiunea aerului până la înălțimi mari, condensarea vaporilor și formarea norilor de furtună, cu precipitații, descărcări electrice, grindină, vijelii, aceste fenomene și acești nori se dezvoltă după amiază. Și până după amiază, temperatura are timp să crească la valori pe care le aminteați voi. Dar acest lucru nu face decât să intensifice instabilitatea, să intensifice fenomenele despre care vorbeam. Deci noi grătarul trebuie să-l facem până în prânz. În prima parte a zilei, dar asta e... Ar fi cea mai bună variantă. Și cum vă spuneam, luni este decizia cea mai bună din acest interval. Da, dacă eu vreau să mă duc în weekend la munte, uite, la Râșnov, să mă întâlnesc cu prietenii mei dinozaurii la Dinopark... Face rafting. E, ar fi bine, dar peisajul va fi unul așa, care seamănă cu Jurassic Park, adică furtuna nu va lipsi. O să fie cu ichthyosauri. O să fie bine. Eu sunt optimist, să știți. Bine, mulțumim foarte frumos. Mulțumim, Silviu. Umane, dar trebuie să fie, cu multă plăcere. Weekend senin. Mulțumim, da, Silviu, pentru toate explicațiile. Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM.